Aseară, în jurul orei 17, un bărbat de 49 din Zalău își conducea autoturism în proprietate personală pe drumul național 1F în localitatea Sălejeni. Datorită imprudenței în conducere, la un moment dat a părăsit partea carosabilă într-o curbă la dreapta și a intrat pe contrasens, izbindu-se de un cap de pod. În urma impactului, atât șoferul cât și cele două fiice ale sale în vârstă de 8, respectiv 11 ani, au fost grav accidentați. Conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost solicitat să intervină ieri cu un echipaj pentru descarcerare și cu un echipaj smurd la un accident rutier petrecut la intrare în localitatea Sălăjeni. Pompierii au constatat că cele trei victime nu se aflau în mașină și au deconectat bateria autoturismului pentru evitarea producerii unui incendiu. Trei persoane, și anume un bărbat de 49 de ani și două fetițe de 11, respectiv 8 ani, au fost tratate aseară la Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului Județean de Urgență din Zalău, ca urmare a multiple traumatisme rezultate în urma unui accident rutier. Pacientul de 49 de ani a rămas spitalizat la secția de ortopedie a spitalului, în timp ce fetița de 11 ani a rămas spitalizată la secția de chirurgie, iar fetița de 8 ani a rămas spitalizată la secția de chirurgie infantilă a spitalului. Toți trei vor rămâne în continuare sub supraveghere. Vino la sala Dracula Gym, unde poți beneficia de benzi de alergare, biciclete, plăci vibrante, multe aparate de fitness și culturism. Aici ai instructori personali specializați care te vor ajuta să slăbești sau să-ți tonifici musculatura cu programe individualizate. Prețul unui abonament pentru elevi este de 60 de lei, iar pentru adulți de 70 de lei pe lună. Ne găsești pe strada 22 decembrie 1989 la numărul 10. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0744 24 72 63.